Hristos a înviat, dragii mei, și bine ne-am regăsit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena voastră aici la Gânduri cu Tâlc și, dragii mei, astăzi vreau să vă transmit o idee despre iertare. Și în acest sens am pregătit o poveste foarte drăguță care se numește Sacul cu fulgi. Odată, o fată a jignit-o pe una dintre cele mai bune prietene ale ei pentru că nu suporta să vadă că aceasta se bucura de succes. Când i s-a oferit premiul pentru cea mai bună poezie la un concurs din cartier, i-a spus: "Ei, sigur ai copiat-o dintr-o carte de la bibliotecă." "Nu este adevărat," a sărit cealaltă, căreia nu-i venea să creadă ce aude. "Am scris multe variante înainte să o predau pe cea câștigătoare." "Tu ești invidioasă." După această discuție, tinerele prietene și vecine nu și-au mai vorbit și de fiecare dată când se întâlneau în cartier, se ocoleau sau se prefăceau că nu se cunosc. Cea din tâi, văzând unde o adusese invidia, a început să regrete că se purtase așa de urât. Așa că s-a dus să ceară un sfat de la sora ei mai mare, care avea întotdeauna idei originale pentru orice situație. De data asta îi propuse: "Ia o pungă mare plină cu fulgi mici și ușori și golește-o pe străzile pe care obișnuiai să te plimbi cu prietena ta. Așa vei scăpa de povara care te întristează atât de tare." Chiar dacă nu înțelegea cum avea să-și repare astfel gafa făcută, invidioasa care se căia se trezi în fața unei mari probleme: de unde să facă rost de o pungă cu fulgi. După ce se tot gândi și întrebă pe toată lumea, în cele din urmă găsi o saltea veche cu fulgi pe care nimeni nu o folosea și o tăie cu foarfeca. Puse toți fulgii într-o pungă mare și plecă spre străzile pe care, cu doar cu câteva zile în urmă, se plimba cu prietena ei. Când ajunse acolo, așa cum îi spusese sora ei, începu să împrăștie fulgii. Pentru că bătea puțin vântul, în scurt timp toată strada se umplu de fulgi zburători care îi făceau pe trecători să-și ridice privirea. Când își încheie misiunea, fugi la sora ei care învăța pentru un examen la facultate. "Gata, am rezolvat." "Bine, asta era partea mai ușoară," îi spuse, "pentru că acum trebuie să cauți toți fulgii aceia ca să-i bagi la loc în pungă." La auzul acestor vorbe, o luă la fugă înspre stradă cu punga goală în mână, dar fulgii pe care îi împrăștiase erau deja un nor risipit la orizont. Cu ochii plini de lacrimi se întoarse la sora ei, care o consolă spunându-i: "Așa cum tu nu mai poți să recuperezi fulgii pe care i-a luat vântul, uneori este foarte greu să repari răul pe care l-au făcut cuvintele tale. Prin urmare, nu se rămâne decât să-i ceri iertare prietenei tale și să te porți frumos de acum înainte." Fără să mai stea pe gânduri, fugi acasă la prietena ei, care o primi cu o îmbrățișare largă înainte să o ierte. Apoi, când îi povesti că a umplut cartierul de fulgi, traseră împreună o porție bună de râs. Dragii mei, o poveste despre mulți dintre noi. Greșim, e adevărat, ne ia valul, spunem cuvinte grele, facem lucruri pe care după aceea le regretăm. Cel mai important este să ne dăm seama când greșim și să încercăm să reparăm răul făcut. Să ne cerem iertare, să ne cerem scuze și mai ales a doua oară să nu mai călcăm pe bec. Marile genii ale omenirii au evoluat pornind de la erori, recunoscând că au procedat greșit și corectându-și pașii. Probabil că nu există un mod mai potrivit de a deveni mai buni ca persoane, ca profesioniști, ca sportivi. Și trebuie să fim umili ca să aflăm unde am dat greș și să ne străduim mai mult de acum înainte. Sper să fie de folos cuiva care ascultă. Vă îmbrățișez, dragii mei, și Doamne ajută!